Vreau să vă întreb cum vă numiți? Angel Gheorghe. Din ce județ sunteți? Ialomița. Și unde v-ați operat? La Spitalul Cortea. Cine v-a operat? Domnul doctor Angel. Și de cât timp sunteți operat? De 2 ani și 2 luni. Da? Și butonul fonator, altfel zis proteza vocală, când v-a pus-o? La o lună de zile, după operație. Aha. Și la cât timp de când v-a pus proteza vocală ați început să vorbiți? Chiar de când mi-a pus proteza, atunci am vorbit. Imediat? Da, n-am vorbit chiar normal, dar am vorbit bine, adică binișor. Da. Și acum, când vorbiți, vă înțelege toată lumea? Unii mai înțeleg, dar unii mai întreabă de două ori, de ai gust sau... Dar până la urmă înțeleg că vă înțeleg toți cei din jurul dumneavoastră. Mă înțeleg, domnul doctor, că te vorbesc, adică mai corect, așa mai. Da. Și folosiți și filtre la canulă? Folosim, domnul doctor, cum se spune. Și de cât timp folosiți filtrele? De când mi-a pus motorul, de când mi-a... Și vă e mai bine? Acum aveți secreții mai multe pe canulă? Scuipați mai des sau mai rar decât mai înainte? Mai rar, ca atunci, pe bandeză, mă. Păi mai rar, pe bandeză. Da. Da, da, da. Ok, ok, ok. Deci, ziceați că cu secrețiile acum vă e mai bine față de când nu foloseați filtre? Da, e mai bine. E o diferență mare sau o diferență mică? O diferență micuță, nu e chiar mare, da. Eu speram să fie una mare. Nu, e micuță, nu e. Da, probabil că ați și uitat cum era înainte, dacă de cât timp ziceați că folosiți filtre? De când mi-a pus butonul de atunci, de când mi-a pus... Înseamnă că nici nu știți cum era fără filtru, dacă folosiți nostru. Adică ați folosit... Doar o lună a fost fără filtru. Acel lună, nici n-am vorbit, adică... Asta zic, deci practic da. N-ați apucat ca în plămânii dumneavoastră să adune nu, o mulțime de secreții nu. Ca să scuipați de 20 de ori pe zi. Nu, domnule. Atunci nu avem cu ce face comparație. Și cu această canulă de silicon pe care ați luat-o de la noi, cum vă simțiți? Mă simt foarte bine, domnule. Ați apucat înainte să folosiți și varianta de plastic de la spital? Nu, decât baza. Ah, deci tot așa, nu știți cum e cu alea. Nu știu cum e. Dar nici nu vreți să aflați. Nu vreau să vă aflu, că e mai bune astea pe aici. Da, deci de asta v-ați convins singur. Da, domnule. Da. Ok, păi eu cam atât am vrut să vă întreb. De unde sunteți dumneavoastră? În Coceren, Dan Burănești. Aha, din județul? Ialomița. Bine, mulțumim. De trei zile, da, de mai bine.